Pește tare rar mâncăm, rar. Peștele e foarte scump și al mai simplu pește e 75 de lei kilogram. La o viață din pensie veți afla cum se descurcă Ludmila Guțan din raionul Floreș cu 1600 de lei lunar. A muncit la ferma de vaci, pe deal, ca să-și poată crește copiii și să aibă un trai liniștit la bătrânețe, dar nu a fost să fie. Să vă spun drept, eu nu pot amăgi. Am împrumutat la banc, am luat împrumut 10.000 de lei. Și am luat lemne pe iarnă și să-ți îngheț în casă mâncarea o mai înconjor, dar frigul nu înconjoară, el vine. Întreaga istorie o aflați doar la O viață din pensie. Bine v-am găsit la O viață din pensie, un proiect în care vă arătăm adevărata viața pensionarilor din Republica Moldova. Astăzi am ajuns în raionul Florești la Ludmila Guțan, care ne va povesti cum e să trăiești doar din pensie. Doamna Ludmila, bine v-am găsit. Bine ați venit, mă bucur că ați venit și vă văd. La televizor vă vedem, ni dragă emisiunea dumneavoastră, dar nu m-am gândit ca să ajung să vă văd așa în realitate. Mulțumesc că ați venit. Vreau să vă întreb ce vârstă aveți dumneavoastră? 61 pe 62 merg. Mulți înainte. Mulțumesc mult. Dar unde v-ați născut? M-am născut în satul Prodăneștei Vechi, peste Răut, nu departe. Și cum ați ajuns aici? Cum am ajuns? Dragostea? Am mântuit nouă clasă și învățat bineșor. M-am gândit să mă duc la o școală, la medicină. Și situația acasă mi-a fost foarte grea. Și m-am dus la ferma de vaci o vară să lucrez. Să faceți bani. Vă doi bani acolo să mă duc la școală. Și situația grea acasă. Și am lucrat un an, n-am mai lucrat numai vară, am lucrat un an. Și atunci m-am întâlnit cu fost soț și m-am măritat de tânără. Am gândit ca să scăp de greutăți de acasă. Da, n-am scăpat, că mama a murit, Dumnezeu să o ierte, de 43 de ani. Și a rămas de 18 ani, fără mamă. De câți frați ați fost la părinți? 4 surori am fost, dintre care eu cei mai mari. Și m-am măritat. Și dumneavoastră totuși nu ați fost învățați? N-am fost învățați. Acum nu vă pare rău? Ne pare rău, foarte îmi pare rău. Cu fetele de sama mea, ne-a scris 5 fete din clasa noastră la medicină. Și dintre care 2 au ajuns, dar noi 3 au ajuns, dar noi 2 n-am ajuns, pentru că situația grea acasă, era joel de surori, mama bolnavă prin spital. Și avem grijă de dânsele, venim la ferma de vaci și punem la cupteraș cu mărunchi, ogren și făcem foc, făcem mâncare la fete, că eu eram mai mare și catam de dânsele. După un an de zile, tata s-a recăsătorit
femeie și care o trăie cu dânsa vie și e două fete și a noastră, trei, și era acasă întorlocat foarte greu. Am fost nevoit să iau fetele la mine. M-am măritat cu trei surori din urmă. Mi-a fost foarte greu, foarte. Asta că am avut soțul bun și le-o prinit, le-o lichit, le-o stimat. El erau acei mai mici, că avea 7 ani când a murit mama mea. Și greutăți am trecut. Ne-ați spuneați că după 9 clasă v-ați dus la fermă de vaci și ați muncit. Dar ce ați muncit pe tot parcursul vieții dumneavoastră? Da, cum să vă spun, domnul Andrean, am muncit la fermă, am muncit vreo 18 ani și bărbatul, soțul, tot la fermă am muncit. După aceea am trecut la brigada de legume, tot în colhoz. Și am lucrat până în 2000, când s-au format colhozurile de am. Atunci n-am mai avut unde lucra. Și ce ați făcut după asta? După aia asta pe acasă, soțul dușea la muncă, pe la Moscova, pe la astea, și pe acasă. Acasă, deamă... Doamna Lumila, dar cât de grea a fost munca dumneavoastră la fermă de vaci? Foarte greu a fost pentru un copil de numai câți ani avem, 16 ani, foarte greu a fost. Mulgem vașele cu mâna atunci, nu erau aparatele, pe urmă a apărut aparatele. Și deam dacă a apărut aparatele, învățam vașele să le mulgem cu care mai zvârleau, care mai era... Dar la ce oră vă trezeați ca să ajungeți la loc? Eu de la Prudănești Vechi mă trezăm la ora 4 dimineața. La ora 5 vine mașina și ne lua, că mașina atunci, pe unul mai apărut autobuz, și ne dușem, începem lucru, lucram din greu, foarte greu. Unii dușem laptele, era departe, trăiem cu bacurile de 22 de kilograme în mâini. Greu a fost, foarte greu. Și băligarul? Băligarul îl trăgem, erau niște, un fel de lucruri. Tot dumneavoastră? Tot noi îl trăgem. Pe urmă a apărut lențele astea care deamă. Atunci soțul plecat la armată, că noi ne-a luat înainte de armată, tot l-a amânat cu armata. Și eu am rămas cu fata. Fata mea avea 2 ani de-amă când s-a dus soțul la armată. Dar la legume și la, spuneți dumneavoastră, după asta ați lucrat în la legume. Da. Ei, acolo de-am eram și mai în vârstă o leacă și mai de-amă altfel, parcă lucram în colectiv și acolo la fermă, tot în colectiv, dar ți stăruie să faci lucruri care trebuiește aici, tot la legume, tot. Ne culegem, ne dușem cu patlajic, placam în capila cu producte. Ne dușem și tot venim seara, târziu, dovdem, facem mâncare. Și le-a primează dumneavoastră pe timp și capiș atunci. Dar dacă prinem la firma de vaci, prinem 80, dacă prinem 120, așa eram bucuroși că ne părie mulți bani. La munca grea pe care ați avut-o, 80 de ruble? 80, 120, 160, de-am cu vremea mai mulți grămădi eu, da? Puțin, din puțin. Așa până trecut, peste 200 luam, că eu eram tânăr și am făcut o grupă de nelepi și tineri. Numai la oameni se făcea grupe de vași de tineri, dar eu m-am mâncat dacă îmi trebuie și mi-a fost foarte greu. Și ce ați făcut cu bani? Ce făceați cu banii când îi primeați? Da, și făceam cu bani. Atunci puțin și tot strângem și că ne-am cumpărat căsuța asta. Lângă soacra mea, nu departe, eu trăit aici ea. Și căsuța asta era trăit o babă aici și tot zicea că s-o cumpărăm. Și am strâns câte o leac, câte o leac. Pe unii mai cheltuiem de mâncare, de cum era atunci. Dar vă ajungea salariul? Ei, ne ajungea atunci. Că era rubla, era rublă. Luai de o rublă 6-7 pâini. Altă valoare avea. Da, da, atunci. Am un batonul 7 lei. Unul sănătos să-l mănâncă la o mâncare. Doamna Lumila, câți copii aveți dumneavoastră? Eu am 2 copii, dintre care fata e mai mare, fata e a mea. Eu am născut-o. Dar băietul are 31 de ani și sănătos. L-am înfiat de o lună. Noi n-am mai avut copii după fată. Am vrut, dacă nu s-o primit, a rămas așa. Și l-ați înfiat. Și la 12 ani, fata când avea 12 ani, bărbatul... O vrut un băiat, n-am avut de unii și am înfiat, pentru că bărbatul a fost la Transnistria, la război. Și atunci când mergea război, prima linie erau ăștia, polițiști. A doua linie de erau oameni care... Civili. Da. Și avem pe un tank, așa se chema Cobra, de-am bărbatul în poveste.
avem un, o rudă de-a noastră din Vadul Urașcov, un băiet tânăr. Șoldănești. Da, de vreo 25 de ani avea, nu era căsătorit. Și el era conducătorul tancului. Și dacă erau rude, îi știu eu. Și l-a luat pe bărbat, ca când adem și-o vede și este pe poziție, noaptea era. Și când s-a dus pe... Da, bărbatul uita parola. Zici, mă duc să întreb la băieți, ține parola, când să mă primească înapoi. În tranșăie. S-a dus, a întrebat numai parola, nu m-a s-a coborât din tancul și ala și-a întrebat parola. Și tancul și ala a explodat. Băieți, 4 băieți au fost în tanc. Care bărbatul era a cincilea și el m-a s-a coborât și tancul și ala la ora 4 dimineața. Și-a murit așa și 4 băieți. Și bărbatul, am fost la mormântare, i-a dat voi de pe poziție, am fost... Și atunci așa o zis că dacă eu am rămas viu, înseamnă că eu am zis eu un băiet. Și ne vine, e parcă râde, parcă în glumă, parcă nu știu cum, și chiar nu am vrut. Și ea că așa s-a primit că, că am luat un băiet. Dar de unde l-ați luat? De la Florești. De la Florești, din spital, am luat. Am trecut comisia cu dânsul, băietul sănătos. După asta, fata avea 12 ani, eu aveam încă în urmă la legume. El trăiește acum cu dumneavoastră? Da. Nu-i căsătorit? Nu-i căsătorit, nu. E bolnăjor, săracu, epilepsie are. Dar fiica unde locuiește? Fiica locuiește la Chișinău. A trăit în sat, i-am făcut casă. Că ne-a fost nou greu, nu ne-a dat nimeni ajutor și n-am mai putut construi nimic. Și ne-am gândit măcar fata să o ajutăm, să o ajutată și cu scris și noi. Și am făcut casă, în marginea satului, frumoasă casă. Și m-au crescut copiii, de-am ca când nepoță, o să duc la Chișinău. Mi-a părut parcă o șagă, mai plâns eu, dragul mami, numai una, o fată, și m-a rugat la Domnul să ne-o dea aproape. Și Domnul m-a ascultat. Zic, și am vă duc la Chișinău, nici n-am să vin la noi, și mă sparasem de tare. Dar mă bucur, nepoță-s mari. Dar câți nepoți aveți? Am 2 nepoți, un nepot și o nepoată. Nepotul are 23, de Doamne la toată lumea. Și nepoata are 15. Dar cât de des vin la bunica? Vin la bunica vara mai mult, domnul Adrian, dar iarna nu previn. Casa e rea și trebuie făcut focul de încălzit și vin. Jinerile vin mai des o leacă, dar ei vin vara. Vara vin aici, au copaci, au livadă, au... să odihnesc. Doamna Lumila, vreau să vă întreb dacă fiica vă ajută financiar. Domnul Adrian, vă spun drept, mă ajută. Nu cu mult, dar eu sunt înțeinită de puținul și al care, bă, da proste, jinerile n-i cu minte, fiica n-i cu minte, vin, ne aduc producte, când vin, nu vin cu mâna goală niciodată. Dar pentru dumneavoastră e o durere sau e o fericire când fata vă ajută? Și să vă spun, parcă și nijele, că au și ei familie și le trebuie și lor. Și mă bucur dintr-o parte, dacă ar fi mai mulți copii, unul zvârle 100, unul altul și se grămădește. Dar de la unul, dar eu sunt bucuroasă, pentru că unii spun că am crescut copiii, acum e rândul lor să mă ajute. Nu, eu nu zic așa. Cât ați pot, eu nu le ajut cu nic, pentru că ei au casă și vin aici și fac. Fac campoturile aici, fac, îi pun în grădină toate celea. Și ca o mamă, când mă duc la dânșă, ei campoturi au, sălături au, tot ce le-au. Mama e o cucoș, dacă este, o nutră, mai țin vă 2 nutrișoare acolo. Și-i bucur și eu cu și pot. Că dacă altceva, nu, că ei au. Dar ei când vin sărașii, vin, nu vin cu mâna goală, vin cu fructe, vin cu... Noi rar le cumpărăm și mâncăm noi fructe, miară. Mulțumesc de ce este. Mulțumesc tatălui de sus. Doamna Ludmila, cât de repede au trecut ani? Ui, doamna Andreea, nici nu știu cum să vă spun. Pe o parte, au trecut foarte repede. Nu m-am gândit ca să ajung la pensie, prin și viața am trecut eu grea. Vă spun cinstit, mie nu mi-e rușine să spun că n-am, ori că n-am avut. Nu mi-e rușine. Mă gândeam în tineriet că nu mai ajung eu la bătrâniețe. Ei, Doamne, cât? Nu. Te-a căutat Dumnezeu și am ajuns. Cu greu, cu vai, cu... Și... Și cum e viața asta de la bătrâniețe, de la pensie? La bătrâniețe, la pensie, cum e viața? E grea. Să zic așa, să fie o pensie mai bunișoară, mai arătoasă o leacă. Ar fi altceva, dar așa... E puțină pensia, nu ne ajunge. Noi plătim apa, bă, da prosti că ne-o tras apă. Ne-o tras, avem 2 feluri de apă. Avem apă de spalat, avem apă de făcut mâncare. Și ce pensie aveți, doamna Ludmila? Foarte puțin.
cum a lucrat, nu știu de unde, așa puțin, 1600. 1600 de lei? 1600 de lei. Dar cu ce staj de lucru să ieși la pensie? Eu am avut 27, n-am avut stajul de lucru, că atunci când a ieșit legea, că 2000 fiecare pensionier, așa a fost vorba. Pe urmă, dacă aș văzut că suntem doi pensionari la un bugetar, am trecut la stajul de lucru și eu stajul nu l-am avut, că n-am avut unde faci staj de lucru. Și am ieșit cu 830 de lei la pensie. Și e mult, e puțin pentru mata 1600? E puțin, doamna Andrean. E puțin. Noi plătim apa, plătim lumina, telefonul și mai un balon de gaz, e 800, am înțeles că e 700. Și n-l cumpărăm în toată luna, dar la 3 luni, la 3 luni jumate, trebuie balonul. 800 de lei dai și rămâi de acolo. Doamna Ludmila, vreau să vă întreb, câți ani ați locuit cu soțul împreună? 36 de ani am locuit împreună. Și în 2014 a decedat. Dar ce s-a întâmplat? A fost din 2010, i-a depistat la gamba piciorului cancer. De la o pălitură, de la o cheatră mare, a chicat peste picior și unghie și ei mare, a fost traumată, dar nu l-a supărat. În parcursul vieții, da. În 2010 tot al durea și trecut o comisie ca când și eu depistat cancer. Și 4 ani cu oncologie ne-a închinuit. Nu mai vine și iară se duce. 13 operații au avut la picior și 2 amputații de picior au avut. Și în 2014... Dar ce vârstă avea când a murit? 53 de ani avea. Tânăr? Tânăr, da. Tânăr, Dumnezeu să-l ierte, tânăr. Dar ce viață ai avut mata cu el? Așa, o viață, vă spun, nici prea sus, nici prea jos. Normală. Așa, ca țăranii de la țară. Am lucrat, am muncit, nu ne-a dat nimeni ajutor, ca căsuța asta am cumpărat-o singurie, deodată, și greutățile nu ne-am putut construi. Ați avut noroc de un bărbat cu minte? Da, da. Cu mințel a fost. Ei, câteodată, mă rog, ca în orice fiecare familie, gospodării, se da. Întâmplă ceartă, mai neajuns, mai așa, dar am mers înainte, așa cum a fost. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când soțul a murit? S-a schimbat tare. Suferim toți. Și fata suferă, și băiatul suferă, și eu suferă, că când era el, mai ținem și păsări mai multe, ținem și gâști, și rață, și curcani, și purceli, și damu, și greutățile este asupra noastră, și el nu, și să mai ducem, mai lucra, mai agonisă, dar am unul singur la pensie, din pensia asta nu ții atâtea. 15 are numai de pepșoi, avem de o să aibă cacân, știi, atâta nu ții. Pă două găinuți așa aia pentru casă. Să avem mai mult, nu ținem nimic. În doi viața e altă, doamna Ludmila. Da, în doi viața e mai puternică. Da, unul singur. Îs cu băietul, dar băietul tot nu poate lucra. Și greu. Greutăți. Dar ce vârstă aveați dumneavoastră când v-ați căsătorit cu soțul? E tare tânără. M-am căsătorit de 17 ani. Dar el ce vârstă avea? N-avem 17, tot așa, pentru că suntem dintr-o an. Mi-a fost greu acasă la părinți și m-am gândit că am scrâmb de greutăți acasă și m-am căsătorit.
Dar ce v-ați ținut împreună? 36 de ani. Eu ți cred că dragostea. Că toată lumea se e din dragoste. Și am mers înainte, așa cum a fost, prin greutăți, prin cum a fost, dar am mers înainte. Viața. Pentru că acum mergi. Tinerii, generația de acum, gândește și vede o relație altfel. Da, da. Atunci era rușinos că să ne sfădim, să audă părință, Doamne ferește, nu ne-a sfădit, așa. O viață normală. Nu mă plâng de viață. Doamna Ludmila, vreau să vă întreb, de unde vă procurați produse? De la magazin. Câteodată la Floreș, dacă avem ocazii, și mai ieftin luăm, că scump n-avem de unii. Cumpărăm pâine, mai coșem câteodată, dar mai mult cumpărăm, că trecem lumina cu coptul și făina, da, așa. A fost situația când ați mers și ați luat pe datorii de la magazin? A fost și este. N-aș zice că ne-i rușine. Că de-a mamă rușine dă pe de-a dreptul, că așa e vremea. Și nu ne-i rușine. Mai luăm câte un pachetel de unt câteodată, ei, dar nu ne mai ajunge toată vremea. E scump tot. Te duci la Florești dacă de 1000 de lei, dar de unii mie și ea, n-ai și vedem sum că s-a duci. Dar noi de mii nu cumpărăm că nu avem de unii. Iarna nici nu gustăm patlajică, piepine, nu mâncăm noi. În grădină atunci, așa nu cumpărăm, că-i scump. Vă spun drept, în toată ziua gătesc. Este băietul și la mine, din partea mea, sângurică, mai altfel, dar băietul trebuie mâncare. Niște cartoșele cu coarjă mai șerbim și mai tăiem cu șapă, cu oloi, cu... Aș zice că nu mâncăm bine. Noi ne trebuie vitamine mai multe, dar dacă noi și mâncăm și este. Pește tare rar mâncăm, rar. Peștele e foarte scump, cel mai simplu pește e 75 de lei kilogram. Cu sănătatea, greu. Picioarele foarte mă dor, tare mă dor picioarele. Vreau să vă spun drept, eu nu pot amăji. Am împrumutat la bancă, am luat împrumut 10.000 de lei și am luat lemne pe iarnă. Și să-ți îngheț în casă, mâncarea o mai înconjori, dar frigul nu înconjoară, el vine. Asta e pentru dumneavoastră. Nici nu vine, crede. N-am primit niciodată așa un cadou. Mulțumesc. Dumnezeu să vă dea sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pază. Și mă bucur că aveți așa o emisiune interesantă. Eu mă uit toată vremea. La o viață din pensie veți afla cum se descurcă Ludmila Guțan din raionul Floreș cu 1600 de lei lunar. A muncit la ferma de vaci, pe deal, ca să-și poată crește copiii și să aibă un trai liniștit la bătrânețe, dar nu a fost să fie. Vreau să vă întreb, ce vârstă aveți dumneavoastră? 61 pe 62, merg. Mulți înainte. Mulțumesc mult. Dar unde v-ați născut? M-am născut în satul Prodăneștii Vechi, peste Răut, nu departe. M-am măritat de tânără. Am gândit ca să scăp de greutăți de acasă. Da, n-am scăpat, că mama a murit, Dumnezeu s-o ierte, de 43 de ani. Și a rămas de 18 ani, fără mamă. La fermă am muncit vreo 18 ani. Și bărbatul, soțul, tot la fermă am muncit. După aceea am trecut la brigada de legume, tot în colhoz. Și am lucrat până în 2000, când s-au format colhozurile de am. Atunci n-am mai avut unde lucra. Și ce ați făcut după asta? Păi asta pe acasă, soțul se duce la muncă, pe la Moscova, pe la astea. Mulgem vașele cu mâna atunci. Nu erau aparatele, pe urmă au apărut aparatele. Eu am doi copii, dintre care fata e mai mare, fata e a mea. Eu am născut-o, dar băietul are 31 de ani și sănătos. L-am înfiat de o lună. Doamna Lumila, vreau să vă întreb dacă fiica vă ajută financiar. Domnul Andrean, vă spun drept, mă ajută, nu cu mult, dar eu sunt înțănită de puținul și al care, bă, da proste, jinerile n-i cu minte, fica n-i cu minte, vin. Nu m-am gândit ca să ajung la pensie, prin și viața în trecut eu grea. Vă spun cinstit, mie nu mi-e rușine să spun că n-am, ori că n-am avut. Nu mi-e rușine. Și ce pensie aveți, doamna Lula? Foarte puțin. Cum a lucrat, nu știu de unde, așa puțin, 1600. Doamna Lumila, vreau să vă întreb, câți ani ați locuit cu soțul împreună? 36 de ani a locuit împreună. Și în 2014 a decedat.
când și eu depistat cancer. Și 4 ani cu oncologie neînchinuit. 13 operații au avut la picior și 2 amputații de picior au avut. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră de când soțul a murit? S-a schimbat tare. Suferim toți. Și fata suferă, și băiatul suferă, și eu suferă, că când era el, mai ținem și păsări mai multe, ținem și gâști, și rață, și curcani, și purcel, și damu, și greutățile este asupra noastră, și el nu, și să mai duce, mai lucra, mai agonise, da. Doamna Ludmila, vreau să vă întreb, de unde vă procurați produse? De la magazin. Câteodată la Floreș, dacă avem ocazie, eu în tătă luna mă duc și eu pastilele băietului de la Floreș, de la medic. Tot compensate. Și atunci, dacă primesc pensia, mai cumpăr câte ceva de unii mai ieftin. Dar așa de la magazin. Avem magazin aproape și de la magazin. Dar piața nu se face și în sat? Se face marța. Și mai mergeți, cred că și acolo, când aveți. Ne mai duci, mai luăm cartofi și apă și mai aproape. Da, nu puneți, vorbiți de cartofi, de ceapă, nu puneți în pământ. Punem în pământ, cartofi nu pun, că-i puțin loc, avem și nu se fac aici, că e chetruș la noi pământul. Și apă am pus și nu s-a făcut când a plouat și cumpărăm, fără estea nu. Morcova, estea, toate le cumpărăm ca la oraș. Dar cât de des mergeți la magazin, la cumpărături? Mergem când ne trebuie, cum spun, poate de ori pe săptămână putem să ne ducem, că mai ui ceva, nu mai iei toate odată. Ei, luăm orez, grupurile este ea de la magazin. Și alegeți produse mai scumpe sau alegeți produse mai calitative? Și mai ieftin, și mai ieftin luăm, că scump n-avem de unii. Cumpărăm pâine, mai coșem câteodată, dar mai mult cumpărăm, că trecem lumina cu coptul și apă făină, da, așa. Dar ce e principalul din produs pentru dumneavoastră când mergeți la magazin? Crupurile. Eu în cășuri cred. Cășuță de tot sortul. Arnăuțile, aia este ea, cășuță. Măcaroane mai cumpărăm, mai rar așa, da. Cășuțurile la mine întâi dimineața acasă. De care n-ar fi. A fost situație când ați mers și ați luat pe datorii de la magazin? A fost și este. Și ne dau fetele. Și acum tot luați pe datorii? Luăm. Când nu ne ajunge, ne luăm și ne scrie acolo pe caietel și când prindem pensia, avem grijă și ducem. Nu luăm de mult, dar de mulți bani am. Așa, când socotim noi că să ne ajungă. Dar cât lunar luați pe datorii de la magazin? Ei, poți luăm și la 200 și 150, poate, așa. Este o rușine pentru dumneavoastră, doamna Ludmila, sau nu să luați pe datorii? Știți cum să vă spun? N-aș zice că ne-i rușine. Că de-a mamă rușine dă pe de-a dreptul, că așa e vremea. Și nu ne-i rușine. Dar, într-o felul oricare, e dureros că n-ai... Sunteți la pensie și nu vă ajunge. Nu ne ajunge, da.
nu ne ajunge pensia. Da, lunar, dumneavoastră ați calculat vreodată cât cheltuiți pentru produsă? Ei n-am calculat, domnul Adrian, că întâi eu la mine, așa, întâi plătesc apa, lumina, telefonul și ei mai rămâne, de-amă mai țărâim, cu țărâita, așa să zici, îmbătrânești, cu țărâita cumpărăm. Fructe nu cumpărăm când avem și am noroc de copii, când mai aduc, când vin, ne aduc fructe și mai gustăm. Dar așa, mieră, cât din fructe mâncăm, mieră. Mai cumpărăm și ele scumpe, 9 lei kilogramul. Dar vă puteți, vă permiteți să cumpărați o bucată de salam, o bucată de unt? Mai luăm câte un pachetel de unt câteodată, ei, dar nu ne mai ajunge toată vremea. Când luăm, când nu luăm, mergem înainte, așa cum și este. Mai puneți pofta în coi. Da, mai facem câte o leacă de povidlă, dulceață, cum s-ar zice, când câte o leacă, nu mult. Și mai ungem cu și este. Se sunt scumpirile din ultima perioadă la buzunar? Foarte, foarte simțitor, foarte. E scump tot. Te duci la Florești dacă de 1000 de lei, dar de 1000 și ea, n-ai și vedea în sumă că s-a dus. Dar noi de 1000 nu cumpărăm, că n-avem de 1000. Dintr-o 1600 noi n-avem. Așa cumpărăm și mai gustăm câteodată, poate. Iarna nici nu gustăm patlajică, piepine, nu mâncăm noi. În grădină atunci, așa nu cumpărăm, că-i scump. Doamna Ludmila, vreau să vă întreb cât de des gătiți dumneavoastră? Vă spun drept, în toată ziua gătesc. Este băietul și la mine, din partea mea, sângurică, mai altfel, dar băietul trebuie mâncare. Dar nu vă obosiți, de ce nu gătiți pentru mai multe zile și spuneți acolo în frigider? Nu facem noi așa, pentru câte lecuță că facem. Nu facem mult, în toată ziua câte leacă și suntem mulțumiți. Dar ce gătiți mai des? Ia ca fasole și ierbim, buroc și ierbim, cartofi, borș. Niște cartoșele cu coarjă mai șerbim și mai tăiem cu șapă, cu oloi, cu... Dar uzând ușoar, așa mai faceți? E, mai rar, că păsări puțini am anul ăsta. Probabil țineți mai mult pentru ouă. Da, au început să oade, m-am scapat la mai câte un ușor, câte un... Mai rar zămușoara. Ne place borș, chiar borș cu fasole. Dar care e mâncarea dumneavoastră preferată? Preferată? Să vă spun cinstit, nu suntem alentați la mâncare, tot ce le mâncăm. Dar mâncarea preferată, mai fac gălușe, mai fac... Așa, când vin băieți la mine, e sărbătoare. Îi faci mama gălușe de casă, așa și este, împlinim cu și este. De exemplu, dimineață ce mâncați dumneavoastră? Cașă, schimbăm. O dimineață un fel de cășuță și un stacan cu ceai acolo cu și de Dumnezeu. Știți? La miază? Tenează un borșor sau cartofi, sara iar așa, un ceai și de Dumnezeu. Nu suntem alintați la mâncare. Mâncăm Dar și este. Cât de bine mănânc un pensionar acum? Aș zice că nu mâncăm bine. Noi ne trebuie vitamine mai multe, dar dacă noi și mâncăm și este. Și este mâncăm. Mâncați mai bine până la pensie sau acum la pensie? Și atunci am nu prea mâncat, că tot a fost greutăți. Dar mai greu încă. Mai greu.
Dar și costă când... greutatea asta, doamna Ludmila? Spuneți că e greu. Tot faci banul. Dacă nu-i banul, n-ai. Nu mănânci. Ia că asta-i. Dar cât de des vă permiteți să mâncați carne? Nu ne permitem des. O dată în săptămână mai este câte o, câte o pasăre, mai țin, vă spun, vă doi nutrișori și mai tăiem câte unul și avem așa porțioare, fășim. Dar s-a întâmplat, a fost situație când ați fi vrut să mâncați o bucată de carne, dar ați luat-o și ați vândut-o când aveați bani în casă. Da, a fost. A fost. Nu ne-am mai uitat cu jele, dar este. Este așa. Da, dacă ne trebuie bani, de avem nevoie de bani, să dăm la bancă, să dăm greutățile, datoriile, pentru că e greu. Când ultima dată ați mâncat o bucată de pește? Pești tare rar mâncăm, rar. Peștele e foarte scump și al mai simplu pește e 75 de lei kilogram. Și eu cu băietul și doi chitici de pește, dacă ați cumpăr, e mai mult de un kilogram, trebuie să dau peste 100 de lei. Am mâncat, poate, cu două luni în urmă, să zic, pește. Nu prea. Nu prea. Cumpărăm că nu-i de unde. E greu. Adică așa mâncați mai pisilabii? Mai pisilabii pentru că luptăm, așa cum este. Dar prost, organismul rezist. Dar a fost situații când v-ați culcat flamândă? Ei, poate aș zice că au fost câteodată așa. Poate eu am mai dus de băietul, nu băietul, nu mâncare. Am băut o cană cu ceai și cu ce-o dat Dumnezeu acolo, așa. Mergi. Doamna Ludmila, dumneavoastră sunteți un pensionar în Republica Moldova. Vreau să vă întreb dacă sunteți fericit. Domnul Adrian, vă spun drept, sunt fericit că ai ieșit la pensie. Da, cu banii nu sunt fericit. Pensia nu vă face fericit. E puțin, nu ne faci fericiți. E foarte puțin. Dar ce pensie v-ați dorit dumneavoastră ca să acoperiți toate cheltuielile? Eu știu și vreau să vă spun, eu mulțumesc și de asta pensie, că dacă n-ar și... deloc și facem noi. Da, mă gândesc la o pensie mai mărișoară. Măcar vreo 4.000 așa să ne ajungă nouă la țaran. Noi tot cumpărăm și fasolă și punem o leacă în pământ. Dacă în an nu s-a făcut fasolă, dacă nu-i ploaie. Nu-i ploaie, nu-i roadă. Și cumpărăm și noi. Și când e numai unul singur, o vârstnic de ăsta, un pensionar, mai mergi și mai mergi. Dacă mai ai cineva... Băietul e bolnăjor, dar de mâncat mănâncă, că la stomac e om sănătos și trebuie. Vreau să vă întreb, cum vă simțiți dumneavoastră cu sănătatea, cum mă duceți? Cu sănătatea, greu. Picioarele foarte mă dor, tare mă dor picioarele. M-a luat fata la Chișinău, am avut noroc de dâns, am făcut o lecuire 2 ani în urmă. M-am mai pietișit o leacă, am mai mers eu. Dar am artroză, soros cartilajul este ea. Și uneori merișoarele nu-mi dă voie să merg deloc, și de locul, nici încolo, nici încoași. Trebuie lecuire, dacă n-avem pișii. Dar când ultima dată ați fost la un medic, la o consultație, doamna Ludmila? Eu la medic mă duc, la medicul de familie mă duc, eu sunt la evidență cu tensiunea. Sunt hipertonic și sunt la evidență și la 2 luni, de pe 2 luni, medicamentele compensate astea. Și la 2 luni toată vremea mă duc, da? Mai este, unguientele este la dicioare, sunt foarte scumpe, e 100 de lei, dar dacă n-ai o lecuță, că mai, dacă cumperi, este. Și cât lunar achitați dumneavoastră pentru medicamentele care le cumpărați? Pentru tensiune nu achităm. Am înțeles, dar pentru celelalte, pentru picioare sunt foarte scumpe. Când am fost, m-a dus băieț, că eu n-aveam bani atunci, ea, vă spun cinstit, 4.000 de lei am cheltuit.
dar eu de unde să le iau? Nu întreb măcar o dată pe an tratamentul ăsta. Dar dacă n-am bani și așa, cu unguiente, cu aestia, și mai cumpăr de la Florești, mă duc la Raion, mă mai duc, mai șer. Despre ce fel de sănătate putem să vorbim când nu aveți bani pentru a vă da, trata? Da, nu avem bani. Nu ne rușine, spunem că nu avem bani de tratament. Nu ne rușine. Mai cumpărăm, dacă ne mai rămâne, mai luăm niște unguiente, niște șava, blocadă împrânit la picioare, la genunchi, la și nu prea bine blocăzile astea, dar o leacă măcar. Ne dă drumul să putem înfoi pe o gradă. Dar așa, când mai mergeți la medici, la consultații, plătiți sau gratis? Nu plătim, domnul Adrian, nu avem și. Ne înțeleg și medici. Ne înțeleg pentru consultații acolo și trebuie să plătim. Nu mai trebuie să plătim, că nu-i de unde. Ne scriu și ei niște medicamente și mergem câte o leacă și să facem. Vreau să vă întreb dacă primiți ajutor din partea statului. Nu. Nu. 700 de lei nu primiți? A, pe căldură, da. Eu am vedere, poate așa, n-am primit. Pe căldură primesc 700 de lei, da. Primesc perioada. Dar ăștia 1500 i-ați primit, care i-o dat? Da, am primit. Și dumneavoastră și băiatul? Da. Și cumva vă mai ușurează o leacă din greutăți? O leacă, da. Dus băietul la tratament și acolo tot bani, că trebuie și aparatul la bălți și iar banii trebuie. Măcar cu poliță, dar acolo e cu plată, că dacă e... Și greutăți. Greutăți avem foarte mari, dar nu le putem împărți cu nimeni, sa noastre. Că... Dar cât achitați pentru facturi lunar, doamna Lăză? Facturi, să vă spun drept, când 400, când 500. E mult pentru dumneavoastră? E mult, domnul Adrian, că e ca cât frigiderul, televizorul, așa, lumina, facem economie, că dacă... Nu mai aprindem luminile pe afară, să șadă aprinsă, să... Nu. S-o amârșit, gata, luminile stâns, că ne trebuie așa de amă. Poate gătim, mai rămânem cu mâncarea și mai gătim, dar așa mai facem economie, că nu-i de unde. S-o scumpit lumina și trebuie să ajungem la... Dar cu lemnele? Ați făcut față? Lemnele, să vă spun drept, eu nu pot amăji. Am împrumutat la bancă, am luat împrumut. 10.000 de lei și am luat lemne pe iarnă și să-ți îngheți în casă mâncarea o mai înconjori, dar frigul nu înconjoară, el vine. Și am luat 10.000 de astăvară și din pensie câte o leacă duc la bancă și să fac. Adică pensionarii sunt nevoie să ia credite de la da, bancă. Da, domnul Adrian, dar și cu ce străim, de unde? Noi n-avem păduri, nu ne dă nimeni, lemnul ne-o dat. O adus lemnul, o dat la... vârstni și după 70 de ani, odată câte un cub acolo. Noi avem azil la Prudănești aici. Dar dumneavoastră azil. Nu v-a dat? Nu, n-am primit. Nu. Doamna Luminaș, cât de greu vă este, știind că dumneavoastră sunteți la pensie și cumva statul ar trebui să aibă grijă de pensionari și dumneavoastră sunteți nevoită să mergeți să luați credit de la bancă pentru a vă încălză iarna? Da. Cât de greu vă este? Foarte greu. Nu ne mai dovedește statul pe tăți. Tăți nevoiași. Noi la țară nu primim mult pensii. Și lunar cât achitați pentru credit? Pentru credit, vă spun, am dat câte 1.000 din pensie. Am avut vă câteva inutișori, i-am vândut de 2.000. Le-am dus la bancă. Și să fac dacă altă ieșire nu-i din situație. Și nu mai dat băieți o leacă de ajutor, am mai dat și mai am de dat încă 3.000 de lei mai am dat la bancă. Dar vreau iară să-i cumpăr lemn. Eu nu știu, îi ajunge la iarnă ori nu, dar rămâne băietul. El a spat să cuprinde din pensia lui. Dar el ce pensie are? El are 1.400. Împreună 3.000 de lei? Da. Foarte greu. Doamna Lumila, trecând peste toate greutățile, peste toate problemele, ce vă face astăzi fericită la pensie? Știți, mă bucur că de sănătatea asta, mai mult nu șerim de la Domnul, că nu-i de unii. Mă port picioare, pot mătura, pot aduce un lemn, băietul mă mai ajută, cu asta sunt fericită. Și nici copiii sănătoși, fata ni sănătoasă, nepotul, de Doamne și toată lumea sănătoasă. Sănătate și pași, sănătate și pași, altceva nu dorim altceva. Doamna Ludmila, noi am venit cu un cadou la dumneavoastră, știind că aveți credit la bancă,
Jurnal TV, împreună cu Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului, vine cu un suport financiar de 5.000 de lei pentru dumneavoastră. Asta e pentru dumneavoastră. Nici nu vinea, crede. N-am primit niciodată așa un cadou. Mulțumesc. Dumnezeu să vă dea sănătate, Dumnezeu să vă aibă în pază. Și mă bucur că aveți așa o emisiune interesantă. Eu mă uit toată vremea și mă bucur că sunteți în putere. Chiar zic, am să văd eu. Mulțumim sponsorilor noștri. Mulțumim la toată echipa dumneavoastră. Și din 5.000 de lei, 3.000 de lei să dați la bancă, da, și să scăpați de credit. Mulțumesc, domnul Andrean, din suflet. Vă dorim multă sănătate. Și multă putere să mergeți. Dumneavoastră, multă sănătate și să vă dea Domnul multă energie, să aveți sănătate, să mai ajutați. Tare bucurii, mare bucurii faceți cu emisiunea asta. Eu vă spun cinstit că, mă uit uneori, ne dau ochii în lacrimi, că am fost tânără, nimeni nu m-a ajutat, dar e ca cineva să găsesc oameni buni și... Oamenii buni trag la oameni buni. Da, da. Sănătate să aveți, da, doamnă. Mulțumesc mult, vă mulțumesc din suflet. Atât pentru astăzi. Cum e să trăiești doar din pensie, ați auzit și dumneavoastră, de la Ludmila Guțan din Raionul Florești. Cu voi a fost Adrian Prodan la O viață din pensie. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji.